Val de agresiuni și violențe în grădinițele din țară, copiii puși la punct, umiliți sau loviți. Protagoniste sunt chiar cele care ar trebui să îngrijească pe copii, educatoarele. Curajul părinților de a afla adevărul despre ce se întâmplă în spatele zidurilor grădinițelor, acolo unde își lasă copiii până la 8 ore pe zi, scoate la iveală noi abuzuri. Harta terorii în grădinițe era oricum plină. Doar de la începutul anului avem agresiuni în grădinițe în Maramureș, Ilfov, Constanța și Prahova, iar acum la Bacău. O serie de înregistrări cu educatoarea unei grădinițe din oraș le-a dat fior părinților. Aveau deja temeri după ce copiii lor s-au plâns în repetate rânduri că sunt bruscați sau chiar loviți. Urmează detalii cu un puternic impact emoțional și iată și o parte dintre înregistrări. Ieși afară! Ieși afară, repede! Ieși, mă, afară! Ieși! Nu știi încurcat? Păi, dacă am zis din părinte. Nimeni nu știe unde și când cineva angajat să aibă grijă de copiii noștri va lovi din nou. Cel puțin așa par să arate și înregistrările pe care tocmai le-ați ascultat. Înregistrări primite pe Fii Observator. Părinții copiilor din grădinița de la Bacău sunt acum revoltați pentru că susțin că au făcut mai multe plângeri atât la conducerea instituției cât și la poliție, însă nu s-ar fi luat absolut nicio măsură. Reporterul Observator Clara Mihociu vine chiar acum cu mai multe informații și ne spune ce reacție a avut directoarea grădiniței după izbucnirea scandalului. Până în acest moment nu vorbim despre nicio măsură luată împotriva cadrului didactic. De altfel, de la conducerea unității de învățământ mi s-a transmis faptul că, cum nu au o înregistrare scrisă, o plângere scrisă de la părinți cu privire la situația de la grupa mică cu respectiva educatoare, nici nu vor face curând vreo anchetă. Cei de la Inspectoratul Școlar Județean susțin de asemenea că nu ar fi primit nicio înștiințare oficială din partea părinților, însă părinții îi contrazic și arată numere de înregistrare cu privire la solicitările făcute la inspectorat pentru a se lua măsuri împotriva cadrului didactic, care a fost înregistrat în timp ce ridică tonul și le vorbește într-un mod inadecvat copiilor, care au doar 3-4 ani. De altfel, aceștia acasă aveau un comportament straniu, spun părinții, se speriau foarte ușor și obișnuiau să spună chiar că ar fi fost loviți de către cadrul didactic. Tocmai asta i-a făcut pe părinți să ia măsuri și să pună sisteme de înregistrare copiilor pentru a vedea dacă suspiciunile lor se confirmă, lucru care s-a și întâmplat de altfel ulterior. Acum urmează să se facă verificări. A fost deschisă și o anchetă a poliției, pentru că părinții au făcut o adresă și la poliție cu privire la situația din unitatea de învățământ. Unii părinți chiar și-au retras copiii de la grădiniță. Cu cât ies la iveală mai multe astfel de cazuri, cu atât mai repede sunt obligați cei responsabili să ia măsuri. Consiliul de administrație al grădiniței din Ploiești, unde o altă educatoare a fost înregistrată în timp ce amenință copiii și îl lovește pe unul de doar 6 ani, a fost suspendată din funcție. Astăzi am fost convocați pentru un consiliu de administrație pentru a discuta aceste fapte care s-au întâmplat. Am constituit comisia de cercetare disciplinară. Am rugat-o pe doamna directoare ca pe timpul acestei cercetări doamnele educatoare să găsească modul legal de a nu mai veni la servici. Începând de astăzi. Decizia vine în ciuda faptului că ieri directoarea instituției a catalogat comportamentul educatoarelor ca fiind doar, citez, puțin neadecvat. Colega mea, Ana Grigore, urmărește cazul și vine chiar acum cu mai multe amănunte. Ana, bine te-am găsit. Aș vrea să te întreb ce se întâmplă mai departe. Ne-ai spus de ieri că a fost deschisă și o anchetă la poliție. Te ascultăm. M-am găsit, într-adevăr, a fost deschisă o anchetă la poliție. Polițiștii cercetează acest caz pentru infracțiunea de purtare abuzivă. Continuă așadar cercetările. În această dimineață au ajuns aici la grădinița din Ploiești și reprezentanții Consiliului, dar și a fost deschisă în paralel și o anchetă a Comisiei Disciplinare. Acuzațiile continuă să curgă de altfel, pentru că părinții spun
că seara trecută a fost o ședință aici în instituție, o ședință cu directorul grădiniței, însă nu toți părinții au participat la această ședință. Mamele care au făcut sesizările cu privire la agresiune nu au fost chemate la ședință și spun de asemenea părinții că în cadrul acestei ședințe directorul a susținut faptul că nu știa despre ce se întâmplă în grădiniță și că a aflat abia acum despre aceste fapte, însă părinții dezmint aceste afirmații și spun că de fiecare dată directorul a fost înștiințat cu privire la acest tip de agresiune. Cercetările continuă așadar, în paralel părinții au făcut o petiție și cer să se facă dreptate. Ane Grigore, îți mulțumim pentru aceste informații. Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.